Salut! Mă numesc Mihai Stăsco, sunt inginer, pasionat de tehnologie și blogger. Toată viața mea am fost fascinat de muzică și de modul în care poate fi înregistrată și redată. Mi-am construit chiar multe dintre echipamentele mele audio și am căutat mult timp cea mai înaltă fidelitate muzicală. Aș dori să vă invit să mă însoțiți într-o călătorie muzicală, dar și tehnică, care ar trebui să acopere principalele tendințe, surse muzicale și chiar cele mai bune echipamente hi-fi de care am avea nevoie pentru a ne bucura de muzică pură, așa cum a fost gândită ea de artiști. Multe mărci au fost asociate cu o calitate audio decentă, dar numai unele dintre ele au fost recunoscute ca lideri în materie de inovare și cercetare pentru cele mai bune tehnologii. Încă de când eram copil, printre numeroasele mărci audio, a existat una care mi-a atras întotdeauna atenția, pentru calitatea incontestabilă a echipamentelor lor audio. Mă refer la Technics. Călătoria audio a companiei Technics a început în 1965 cu Technics 1, o incintă acustică de înaltă fidelitate, care a venit ca o declarație a angajamentului companiei de a le oferi clienților lor cea mai bună experiență muzicală. Răspunsul fantastic al pieței a adus următoarea linie de produse în 1966, reprezentată de două modele bine cunoscute. Amplificatorul Technics 20A a fost un amplificator de ultimă generație cu tuburi, cu circuit OTL, care a oferit un sunet incredibil de pur, fără a avea nevoie de un transformator de ieșire. Technics 10A a fost primul preamplificator stereo construit de Technics și a inclus un circuit NF în două trepte care permitea un nivel general de distorsiuni foarte mic și a oferit o gamă dinamică mare. În 1972 a apărut produsul care a transformat Technics într-un brand iconic. Technics a lansat primul pickup cu acționare directă din lume, SP10, care a obținut performanțe deosebite, iar urmașul acestuia, SP10 Mark II, a devenit model de referință în studio pentru BBC și alte mari posturi de radio. Pentru pasionații de hi-fi, Technics a lansat pe piață modelul SL1200, care a devenit în scurt timp cel mai vândut pickup din lume. SL1200 nu a fost folosit doar acasă, ci a fost ulterior adoptat de posturile de radio și de DJ care au fost fascinanți de performanța rafinată și de durabilitatea celui mai iconic pickup din toate timpurile. A ajuns să fie vândut în peste 3 milioane de unități. Anii următori au însemnat o mare extindere a portofoliului tehnic de dispozitive Hi-Fi, devenind una dintre cele mai căutate mărci din lumea audiofililor. Cu fiecare inovație adusă, inginerii tehnici s-au folosit cele mai recente evoluții din domeniul științei și tehnologiei pentru a atinge un singur obiectiv, reproducerea sunetului cu o fidelitate incredibilă, astfel încât ascultătorii să se simte imersați în compozițiile muzicale preferate, ca și cum s-ar afla în aceeași cameră cu artiștilor preferați. De aceea, Technics s-a îmbrățișat sunetul digital ca pe o alegere naturală pentru înregistrarea și redarea muzicii, fiind un pionier în dezvoltarea de soluții digitale pentru dispozitivele de modă veche. În episoadele următoare vă voi prezenta aventura de căutare a perfecțiunii de către Technics în amplificatoarele digitale și utilizarea tehnologiilor digitale în părți ale sistemelor audio care păreau accesibile doar proceselor analogice. Vă mulțumesc, până data viitoare, bucurați-vă și redescoperiți muzica!